aș vrea acum și eu să cânt o predică. Zilele pe care eram făcut să le petrecem împreună au trecut atât de repede și atât de acum la ultima întâlnire rânduită pentru conferința noastră. Le ducem Domnului mulțumire pentru zilele frumoase pe care vi le-a dat împreună. Amin. Aș vrea să vă mulțumesc pentru buna întâlnire pe care mi-ați făcut-o. A fost pentru mine o experiență nouă să fiu împărtășit cu frații din Olanda și din împrejurimi, de pe satele din jur. Eram cu chelării la țară. Să fiu din țăran și să fiu din mânturi de astea. Eu mă pricep și la treburile orășenești, ne uitându-mi bine de decine. Spunea că a fost o experiență foarte plăcută, m-a simțit binecuvântat de Domnul, împărtășie cu dumneavoastră și, în mod deosebit, aș vrea să vă mulțumesc pentru gestul pe care l-ați făcut pentru cei de la Institutul Teologic din București. Cu frații am împărtășit nevoia unui tânăr care vine din părțile Moldovei, din județul Vaslui, un băiat din 6 frați, singur, adică doar cu mama, tatălui a decedat. Și condiția materială a acestui tânăr este foarte precară. Pastorul lor de acolo ne-a sunat și ne-a rugat să facem ce putem pentru el, în vedere că e cu cotleți, păstorește biserica din Suceava și biserica lor i-a dat pe alții. Mie mi-a căzut la împărățeală să vorbesc pentru doi. Pe unul l-am prezentat joi seara în Biserica Emanuel, biserica în care păstoresc, și frații din Biserica Emanuel mi-au surprins cu dănicia lor, acoperind nevoile acelui tânăr. Iar dumneavoastră astăzi m-a surprins acoperind nevoia celui de-al doilea. Dar așa de fericit acasă că în jumătate de săptămână mi-am făcut tema. O să fie slăvit, să vă respectați dănicia. Amin. Amin. În conferința noastră am vorbit despre credința și creștinul contemporan. Vineri seara, în atenția noastră a fost un mesaj pe care l-am numit Testele Credinței, Epistola lui Ioan. Din această epistolă am înțeles că prin ea Duhul ne pune la dispoziție 4 teste, în temeiul cărora ne putem verifica dacă suntem sau nu în credință. Testul teologic, testul moral, testul social și testul spiritual. Am vorbit apoi, în a doua sesiune, despre trăsăturile veacului contemporan și impactul lor asupra tinerilor creștini, asupra creștinilor în general. Am încercat o radiografiere a stării morale și spirituale a civilizației occidentale contemporane și am identificat vreo 8 caracteristici care împreună ne arată că societatea contemporană nu este înclinată înspre a căuta pe Domnul, ci dimpotrivă, este înclinată înspre a abandona valorile morale și spirituale creștine și, trăind în mijlocul acestei lumi, riscăm să împrumutăm acel mod de gândire și, fără să ne dăm seama, să ne lăsăm influențați și să perpetuăm acele tipare necreștine. Am înțeles ce avem de făcut, că trebuie să revenim la Biblie, la evlavia rugăciunii, Apostolului, să stăm aproape în părtășia cu frații, în casa Domnului și să ne ferim de păcat. Acest de la urmă enunț, să ne ferim de păcat, rămânea cumva neexplicat de ajuns și aseară, ajutorul Domnului, în acel mesaj, sfințire sau pierzare, ne-am pus la inimă 5 arme de luptă împotriva păcatului. 1. 2. 3. 4. Și 5. Doamne ajută! Amin. Și Clay Trainic.
Știți unde mai la ce m-am referit când a zis clay training? Să se lipească bine acolo unde trebuie lipite. În această dimineață, încheind șirul mesajelor planificate pentru conferința noastră, vom vorbi despre predarea în slujba lui Dumnezeu. Aș vrea să citim un text, Romani, capitolul 12, versetul de la 1 până la versetul 2. Acolo spune așa: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Acesta este cuvântul pe care îl vom avea în atenție și, așa cum spuneam, vom vorbi despre predarea în slujba lui Dumnezeu. Acest concept de predare, de predare Domnului, este un concept foarte des întâlnit, o expresie pe care o spunem: hai să ne predăm Domnului, fraților, hai să reînnoim predarea noastră în slujba lui Dumnezeu. Da, așa în cursul timpului am început să-mi dau seama că acest concept este pe cât de vorbit, pe atât de puțin aprofundat și înțeles. Ce înseamnă să te predai Domnului? Cântăm despre predare, dar nu ne predăm. Noi avem o cântare pe la noi acolo și le-am zis fraților de la noi să nu mai cânte. Nu că n-ar fi frumoasă, dar mințim când cântăm. Suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul, chiar și să murim. Chiar? Dacă nu e gata să sufere mică nedreptate, mică pagubă, cum va fi în stare să și sacrifice viața pentru Iisus? Superficialitate. Sunt aici la dispoziția ta și în timp ce gura e câtă, mintea îi bate câmpii. Cine știe pe unde se gândește, dar cântă. Nu-i nici aici, nu-i nici la dispoziție. Ce ar trebui să facă? Ce oare predarea în slujba Domnului? Uneori se lasă de înțeles că te predai atunci când te cheamă predicatorul la credință și tu ridici mâna. Cine vrea să predea Domnului? Mâna sus. Și a ridicat mâna. Gata, s-a predat. Oare s-a predat? Alte persoane sunt mai hotărâte și pășesc în față, rugându-se la altar. Și atât că predarea capătă un sens oarecum mai profund. Dar oare asta e predarea? Se botează în apă. Continuă să vină la adunare. Dar mă întreb, asta să fie predare? Ce are în vedere Scriptura prin acest îndemn? Vă îndemn, fraților, să vă predați în slujba Domnului. Lasă rogul de acest text să rămână Roman 12. Roman 12. Fratele Călin îmi predică predica înainte să zic. Mulțumesc. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Din textul spunându-ne cum să fie predare. Ia acolo, e micuț, că nu știu, nu mi-a venit ideea să-l scot în evidență, cuvântul ăla, dar, vândem dar. Ce înseamnă acel dar? Acest dar se leagă de ceva. Și avem epistola către Romani. În primul capitol, dacă o răsfuim așa în viteză mare, Pavel vorbește despre starea de păcat a lumii, a oamenilor. În capitolul 2 vorbește despre starea de păcat a poporului Israel. Ca în capitolul 3 se tragă o concluzie dureroasă. Neamurile și iudeii sunt la fel și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Asta e condiția în care surprinde Dumnezeu lumea.
În capitolul 4 se vorbește despre o iertare pe care Dumnezeu o face gratis în credință. Capitolul 4, în partea lui finală, vine și ne vorbește că și moștenirea mântuirii e tot un dar care se primește prin credință. Dar nu s-a răspuns la o întrebare. Credință în cine? Capitolul 5 vine și ne spune că e vorba de credința în Iisus, care s-a dus pe sine ca jertfă pentru mântuirea noastră. Capitolul 6 ne arată ce decurge, ce derivă din această jertfă. Harul lui Dumnezeu. Și acest har al lui Dumnezeu ne izbăvește de păcat. Capitolul 7 ne spune că acest har al lui Dumnezeu ne izbăvește de lege și ne izbăvește de moarte. Ca în capitolul 8, Pavel să spună acum, nu mai nici o osândire, nici o condamnare pentru aceia în a căror inimă a venit Duhul și care trăiesc după îndemnurile Duhului și nu mai trăiesc după îndemnurile firii. În partea finală a capitolului 8 spune, creștinul acum trăiește în așteptarea mântuirii. Ca pe sfârșitul capitolului 8 să se spună, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Nimeni. Și interesant, începe Pavel de la a arăta cum oamenii sunt despărțiți de Dumnezeu și te duce de la cruce, prin har, prin credință, ca să vină declarația, acum cine ne mai poate despărți de El? Și după ce te arată ce a făcut Iisus pentru noi, pentru mântuirea noastră, face două paranteze, Roman 9, 10 și 11, asta e porția pentru poporul Israel, și vine capitolul 12. Acum, având în vedere ce am aflat despre Domnul Iisus și despre ce a făcut El pentru noi, trebuie dat un răspuns. Vă îndemn să vă predați. Așa trebuie înțeleasă conjuncția dar. În această zi, trei lucruri despre predare. Trei întrebări. Ce fel de predare cere Dumnezeu de la noi? Asta e prima întrebare. Ce devii dacă te predai? Și a treia întrebare, ce faci dacă te predai? Poți predica și tu? Aceste trei întrebări. Ce fel de predare cere Dumnezeu de la noi? Ce devii dacă te predai în slujba Domnului? Pentru că din natura mea omenească, eu mereu vreau să știu răspunsul. Bun. Și dacă fac așa, ce se întâmplă? Ce devii dacă te predai? Și am înțeles. Bun. Asta am devenit. Ce am de făcut? Vreau să știu ce am de făcut. Și dacă am răspunsul la aceste întrebări, pot să mă urmesc și să mă apuc de treabă. Ce predare cere Dumnezeu de la noi? Predarea pe care o cere Domnul este o predare profundă și ea este caracterizată de patru trăsături principale care se regăsesc în textul pe care l-am citit. Dumnezeu cere de la noi o predare voluntară. Dumnezeu cere de la noi o predare recunoscătoare, motivată de recunoștință. Cere de la noi o predare cu spirit de sacrificiu, jertfitoare. Și cere de la noi o predare înnoitoare. Devine mereu și mereu proaspătă. Acum, cunoscând aceste patru trăsături ale predării pe care o cere Domnul de la noi, surori și frați, aș vrea să ne uităm mai cu deamănuntul în textul pe care îl avem în atenția noastră. Zice Pavel așa. Vă îndemn. De ce nu spune vă oblig? N-ar fi putut el spune oare în Roman 12 cu 1 vă poruncesc? Totuși el spune vă îndemn. Prin acest cuvânt, Apostolul Pavel ne învață că predarea cerută de Domnul este o predare voluntară. Dumnezeu lucrează cu oameni care îi se dau în slujbă de bună voie. Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Iisus a zis, dacă voiește cineva, să vină după mine. Dacă, spre exemplu, Dima a vrut să-l părăsească pe Pavel, nimeni nu l-a oprit, putea să meargă dacă dorește asta. Predarea cerută de Domnul, surori și frați, e voluntară.
Dar voluntarul, la rândul lui, trebuie să aibă calitățile sale, calități definitorii. Și aici aș vrea să ne aducem aminte de un text în Vechiul Testament. Este vorba de textul din Judecători cu Gedeon. Domnul face cunoscută chemarea lui Gedeon. Gedeon sună în trâmbiță și se pornește război de apărare împotriva madianiților. Vântul ne spune că au venit în armata lui Gedeon în mod voluntar, știe cine câți? 32 de mii. Oameni liberi. Niciunul dintre ei n-a fost obligat să vină la armată. Fiecare a venit dacă a ales de bună voie să vină. 32 de mii de voluntari. În armată bine, hotărâți, au plecat la luptă. Și acum au urmat să înceapă bătălia cu madianiții. În fața luptei, Gedeon primește de la Dumnezeu un cuvânt. Armata ta e prea mare. Trebuie să fie rărită. Și primul criteriu după care o rărim este criteriul curajului. Îi aliniază, puteți așa imagina, acolo pus aliniați și spune Gedeon, cine are frică să plece acasă? Probabil că fricos, o fi gândit așa, măi, m-aș duce, dar nu m-aș duce primul. Să mă vadă pe mine, să rup eu rândurile, lasă-mi meargă altul. Și ezitând așa fricoșii, că de regulă ezită, deodată au pășit în față unul după altul. Știți câți au văzut la testul fricii? 22.000. Unul după altul. 22.000. Toți erau voluntari. Dar când au dat de greu, le-au prins frica. Și-au plecat acasă. Cu fricoșii nu poți face lucrare. Câți lume mai dragă dezertează. Dumnezeu se uită la armata lui Gedeon și spune prea mare pentru bătălia care urmează. Și urmează al doilea test. Testul disciplinei. La testul disciplinei a fost foarte interesant. Se rămâne tot verții, tot pasajul clinic și așa până la urmă. Așa să lăsăm până la urmă. La testul disciplinei lucrurile un pic se complică. Au trecut printr-o zonă fără apă. Erau însetați. Au ajuns la un pârâu și Gedeon le spune pe loc de pauză. Beți apă fiecare pe cum vreți. Spune cuvântul, cum au lăsat armele și cum s-au aruncat pe fețele lor. Au început să bea apă și să râdă, să bălăjească. O scăldătoare din aia pe cinste. Și aici, colo, câte unul, sprijinindu-se în suliță, probabil, se apleca cu mâna în pârâu, lua apă și o bea așa. Din pumnul, din băiat. Ați băut vreodată apă din pumn? Ce se întâmplă când bea apă din pumn? Scurge multe degete. 300 au băut apă așa, 9700 altfel. Și Domnul îi spune lui Gedeon, trebuie să te duci la luptă doar cu una dintre grupuri. Cu care te-ai fi dus, frate Cornel? Și am zis, 9700 mai mult decât 300. Și Domnul îi spune, pe ăștia 9700 să-i primiți acasă. Da, dar sunt curajoși. Așa e. Dar sunt indisciplinați. Cu om curajos și indisciplinat, lucrarea la lui Dumnezeu nu poți face. Ascultați ce vă spun. Am băgat de seamă așa în cursul timpului. Foarte bătrân nu sunt. Și nu mă pot eu lupta cu multă experiență. Că din altă perspectivă, experiența se numește suma propriilor greșeli. Dacă au zis, bă, unul spune că are experiență multă, mult, e s-o adunat la timp. Așa e viața. Ei, revenind acum, cu omul, am văzut asta, oameni curajoși și indisciplinați, ăștia-s pacoste pentru adunarea Domnului. Nu-s binecuvântare. Pacoste. Și voluntarul, omul care se predă în slujba lui Dumnezeu, trebuie să fie curajos. Și trebuie să fie disciplinat. Și disciplina s-a testat. Acum îi adună grămâjoară pe ei 300. Și le zice Gedeon, armament nou de la fratele Gedeon.
Se vede mare ce rachete nucleare mi-o dat. Omul numai 300. Ia, eu te-mi speranță acasă. Știți ce am o primire la Ghidon? Niște ulcioare goale și niște făclii. Păi dacă ar fi fost indisciplinați, n-ar fi zis cei 300. Asta e cărdășie cu madianiții. Ne dezarmează, ne dă pe mâna lor. De mâine nu mai ești tu conducător. Adică de azi. Dar n-au făcut așa. Pentru că acești oameni trecuseră și testul disciplinei și știau care este drumul rânduit de Dumnezeu. De aici se desprinde o învățătură. Dumnezeu e Cel care ne cheamă să ne predăm. Și acest text spune, vă îndemn. Predarea e voluntară. Te predai Domnului de bună voie. Și dacă te predai Domnului de bună voie, alegi calea curajului și a disciplinei. Asta e predare. Și curaj nu înseamnă să nu-ți fie frică. Curaj înseamnă să nu-ți fie la nimeni. Și tot cu Gedeon înțeleg că e așa. Îi spune Domnului Gedeon, acum te duci în armata lui Madian. Mergi singur. Și Domnul îi spune, dacă ți-e frică, ia cu tine pe slujitorul tău. Nicăieri nu scrie că eu fost frică. Dar cine i-a văzut de când i-a văzut că erau doi. Și de aici eu înțeleg. Curaj nu înseamnă să n-ai frică. Curaj înseamnă să nu spui la nimeni că ți-e frică. Da. Predarea slujba Domnului mai întâi este voluntară. Avem în față o chemare a Domnului, oameni buni. Credința în creștine și creștinul contemporan, credința creștinului contemporan e o credință activă. Ne așteaptă un câmp de misiune. Dumnezeu are o lucrare de făcut. Vietnam așteaptă să fie arat cu Evanghelia și India și China comunistă și în atâtea alte locuri ale lumii. Trebuie să mergem noi ca români să ducem Evanghelia. Dar voluntarul cine? Te dai Domnului și alegi calea curajului. Dacă Domnul cu tine, nu trebuie să-ți fie frică de nimic. Filip de Neri, un misionar, odată este apostrofat de niște prieteni de lui și avertizat să nu cumva să se ducă acolo pentru că au plănuit atentat împotriva vieții sale. Și Filip de Neri spune, și ce-mi pasă mie? Eu sunt nemuritor până în termen lucrare. Și s-a dus. Nu le intimida nimic. Curaj și disciplină. Predarea în slujba Domnului, în al doilea rând, este o predare motivată de recunoștință. Ia uitați-vă. Vândem pentru îndurarea lui Dumnezeu. Sărbătoarea aceasta are și dimensiunea sărbătorii mulțumirii. Cel care se predă în slujba lui Dumnezeu este motivat de mulțumire, de recunoștință. Dați-mi voie să vă întreb. Câți dintre dumneavoastră sunteți angajați lucrând la un loc de muncă? Aveți un loc de muncă. Faceți un semn. Bun. Să vă mai pun o întrebare. Să ne închipuim că ar veni un businessman și v-ar spune așa. Domnule, doamnă, știu ce lucrezi la firma în care te găsești. Îți propun următoarea afacere. Vii la mine la firmă. Lucrez exact același număr de ore și același program și aceeași muncă și eu te plătesc cu 15.000 de euro pe lună. Cât v-a schimbat serviciul? Până la urmă vă întreb, dumneavoastră, de ce ne-ați zis la serviciul? Care e motivația? Ce ne motivează să mergem la serviciu? Și răspunsul este salariul. Nu trebuie să ne rușinăm de asta. Așa e drept să fie. Așa a rânduit Dumnezeu să fie. Să ne câștigăm munca, pâinea prin munca noastră. Și ideea e așa. Eu sunt aici, acum în data de 10 octombrie. Merg la serviciu până în 10 noiembrie. Și în 10 noiembrie primesc salariu. Eu când mă duc la serviciu, eu vă ținta. Salariu. Și când nu vine să mă scol dimineața, să mă duc la serviciu, mă gândesc, măi, dacă nu mă duc astăzi, îmi taie din salariu. Și tocmai că nu vreau să-mi taie el, mă scol și mă duc la serviciu. Și motivația acțiunilor mele este gândul la plată. Ăsta e angajatul, nu predatul. Predatul e altfel.
alta e motivația. El stă cu fața către muncă, către ogor. Și nu-l motivează plata muncii sale, deși știe că și asta va veni, ci îl motivează ceva ce s-a întâmplat mult, mult în trecut. Își aduce aminte cum s-a predat Dumnezeu pentru el. Își amintește cum Iisus Hristos a jertfit pe cruce pentru el. Își aduce aminte de îndurarea lui Dumnezeu care i-a fost arătată. Păi nu ne-a făcut Dumnezeu bine. Nu ne-a arătat el bunătate. Nu s-a îndurat de noi. Nu ne-a iertat păcatele. Nu ne-a făcut copiii ai săi. Nu ne-a curățit sufletele. Nu ne-a eliberat. Nu ne-a dat moștenirea vieții veșnice, perspectiva mântuirii. Și toate astea sunt darul lui Dumnezeu, viața pe care ne-a împărtășit-o. Și acum, ca unul care am înțeles ce a făcut pentru mine, vin și mă predau. Și predarea capătă dimensiunea recunoștinței. Ați auzit de mișcarea moraviană? Am citit într-o cărticică despre mișcarea moraviană. Oamenii ăștia au dat mulți misionari. Prin anii 1800, în Anglia, un om foarte bogat, proprietar de sclavi, omul acesta, în 1700, s-a întâmplat cam în anii 1700, acest stăpân de sclavi, ateu, la un moment dat și-a cumpărat o insulă, undeva în Oceanul Indian, și a mai cumpărat 3000 de sclavi negri. Și a trimis pe insula aceea să lucreze pe plantațiile sale. Și acest ateu a spus așa: picior de creștin nu o să calce pe insula mea. Dacă va ajunge să naufragieze, o să-l luminim, îl închidem într-o cameră și cu primul transport îl trimitem de mărturie de creștin pe insula mea. Nu va ajunge. Doi băieți din mișcarea moraviană au auzit povestea nefericiților sclavi. Și tot zi s-au dus în Anglia, au luat legătura cu stăpânul de sclavi și au spus: domnule, vrem să ne vindem ție sclavi. Cu o condiție. Să ajungem pe insula ta. Numai condiția asta. Ne vindem sclavi. Și au târguit prețul. Și după ce s-au vândut sclavi și stăpânul lor, ateu a râs de ei. Pe ce au de 18 și 19 ani să vând sclavi? Nu, nimic. Dacă asta vă trebuie, asta vă da. Au stabilit prețul și a venit ziua în care trebuiau să plece. Când a fost să plece, stăpânul le-a spus: dar trebuie să vă plătiți drumul. Nu să merge pe gratis acolo. Sau cât costă? Și în pajocă, stăpânul le-a spus: prețul libertății voastre. Și banii pe care i-au primit pe libertatea lor trebuie să-i plătească înapoi pe bilet. Familiile lor au condus în port, preună cu cei din comunitate. Și în timp ce corabia se îndepărta, în port, unii spuneau: chiar merită sacrificiul ăsta? Chiar merită să facă băieții ăștia așa? Și de pe corabie, într-un ultim strigă de despărțire, băieții s-au prins brațele unul de celălalt și au strigat: fie ca jertfa lui Iisus să-și găsească răsplătire. Până azi, motoul mișcării moraviene, care e destul de cunoscut în Germania, între nemți, motoul mișcării moraviene este: fie ca jertfa lui Iisus să-și găsească răsplătire. Asta e predare, motivată de recunoștință. O recunoștință, o dăruire pentru Dumnezeu. Predarea, în al treilea rând, potrivit acestui cuvânt, este o predare jertfitoare. Să vă aduceți trupurile voastre ca jertfă vie. O predare cu spirit de sacrificiu, cu dăruire, cu devotament. Și aici este și un paradox. Jertfă vie. Jertfă vie. Jertfele în Vechiul Testament erau moarte. Dacă aduceai o jertfă la altar, prin căpăta calitatea de jertfă, în momentul în care se împărtășea cu moartea, trebuia sacrificată, altfel nu era jertfă. De data aceasta se spune de jertfă vie. În tot Vechiul Testament există o jertfă vie. Știți care e aceea? Cineva s-a dus la altar viu și a plecat de la altar tot viu. Isaac. Ce se întâmplă? Acolo este înțelesul cu jertfa vie.
Avram primește de la Dumnezeu un fiu. Avram își lipește inima de fiul său. Dumnezeu cere lui Avram acum să-și sacrifice fiul, ca să se arate cine are locul unu în viața lui Avram. Îl duce la altar. Și în momentul în care hotărăște să-l sacrifice, Dumnezeu îl oprește spunându-i: știu acum că mă iubești mai mult decât pe fiul tău. Ia-l și merge acasă. Și Avram a învățat o lecție. Isaac nu mai este al meu. Isaac este al lui Dumnezeu. Când am înțeles versetul ăsta, eram destul de tineret când am înțeles. A fost în 1993, undeva prin primăvara anului 93. Eram student atunci în anul 2 la institut. Și cred că am auzit pe cineva predicând. Mi-a mers în inimă, știu. Și eu trebuie să mă predau Domnului. M-am urcat pe bloc. Ce să-ți facă linie? Făceam facultatea într-un... Era un internat unde eram cazat și avea clădirea 4 etaje și deasupra era terasă. Și am urcat deasupra pe blocul acela și eu așa am gândit. Aici e altarul. Vârful ăsta de bloc e altarul.